Sunteți handicapați toți? Filmăm sau nu, că așa mergem acasă și gata! Păi știți momentul ăla când efectiv toți prietenii tăi pare că au conspirat să te calce pe nervi? Adică când deja ai o zi proastă și toți prietenii tăi efectiv parcă vor să pună sare pe rană. Efectiv parcă s-au întors toți împotriva ta. Ei bine, dacă nu știți, puteți cu siguranță să-i întrebați pe Gami și pe Mădărin cum se simte acest lucru, pentru că ei au trăit asta cel mai bine. Și e foarte amuzant că am reușit să-i enervez atât de tare încât Mădărin, care a fost complice la farsa lui Gami, nu s-a prins că enervam și pe el a doua zi exact aceeași chestie. M-am gândit la ce-ar putea să-i enerveze cel mai și cel mai tare pe prietenii mei, am făcut un întreg scenariu din asta, i-am chemat să ne vedem, șpuf, șpuf, camere ascunse peste tot, au venit, nu au bănuit nimic, n-au văzut nimic. Și am început efectiv să-i calc pe nervi. Am avut și complici care m-au ajutat să fac treaba asta și lucrurile nu s-au terminat cu bine. Adică s-au terminat cu dați-vă! Cel mai bine vedeți voi cu ochii voștri. Dar înainte să începem, înainte să vă arăt, vreau să vă rog din tot sufletul dacă puteți să roviți butonul ăla de subscribe, fraților, să dați un like la acest clip, pentru că dacă strângem 50.000 de like-uri, mi-au promis că nu o să se răzbune pe mine. Acum, nu știu dacă se țin de promisiune, dar măcar să încercăm să strângem acolo 50.000. Pentru că unii oameni ne acuză că prank-urile noastre sunt fake, o să vă arăt efectiv cum se fac pas cu pas. Deci am ascuns prima cameră, băieți. Asta este prima cameră. Degeaba avem imagine dacă n-avem sunet. Așa că, ia vedeți aici, pornim la variera, o punem aici. Și pentru a doua sursă de sunet, fraților, vom proceda în felul următor. Sub masă, așa se procedează întotdeauna, ca să știți, pentru că nimeni niciodată nu se uită sub o masă. După Academia de Vlogging, Academia de Spioni, băieți, vă învăț să... Ideea e că în ultima perioadă Gami a filmat foarte multe videoclipuri pentru mine și pentru canalul meu și evident că își dorește și el să primească ceva la schimb, să filmez și eu videoclipuri cu el. Și asta e toată chestia, că astăzi când o să vină în sfârșit să filmeze un videoclip pentru el, o să fiu cel mai lipsit de chef. Să-mi iau mood-ul ăla de fără chef, să n-am efectiv... Bă, dar niciun chef, efectiv. Înainte de a merge mai departe, fraților, aș dori foarte mult să-i mulțumesc sponsorului nostru de astăzi, Serviciul Român de Informații. Sunetul vine așa. Credeți că Gami când intră în cameră o să fie: ce mai faci, bă, Sherry? O, oh, m-am împiedicat. O, oh, dar de ce mă spionezi? Eu zic că nu, băieți. Opa, o să fie chiar o cameră în el? A? Chiar așa? Ia uitați ce frumos, băieți. Ce faceți, băieți? Am ușură. Astea sunt șuste. Pe, șuste. Ce? Nu știi cum lui Stan? După cum vedeți, fraților, Gami a venit pe voie bună, pe energie, era fascinat de noul lui idol, lui Stan, nu se aștepta la absolut nimic. Însă eu deja vorbisem și deja re-explicasem tuturor celorlalți participanți la filmare exact cum trebuie să se comporte și au început să acționeze. Bă, sincer, eu n-am cred de nimic. Bă, dar nu vezi voi, mă, să filmăm în altă zi, mă? N-am așa niciun chef. Energie! Nimeni? De ce e bună vremea asta? Să bagi un pui de somn. Bă, pană, hai un pic. Ha? Ce? Aici au început să apară primii nervi ai lui Gami, cauzați de faptul că Bogdan, deși era treaba lui să filmeze vlogul, refuza efectiv să-l ajute să monteze o lumină. Deși, din nou, era treaba lui, a lui Bogdan, să monteze lumina. Bă, pană, cum se face asta, mă? Apeși pe el. Le-am apăsat, dar nu trebuie să se încălă. Ca pe umbrelă, nu se rupe. Familia ta. Cu păi, lumină, nu știi, mă, să pui. Păi nu o să... E mare vlogă. Păi eu n-am avut lumina asta șmechere, îmi plăi 50 de lari. Băi, vă zic, dacă nu ne punem pe muncă ca lumea și facem vloguri de-astea, vloguri de-astea basic, așa n-are, dar nu pot să ne mai ridicăm, vă zic. Bă, ce aveți, c***a, nu vă place viața, c***a? Ce mai mare diferență? Cel mai mare diopit. Dă-o mai încet asta. Dă-o mai încet, frate. Ia, încerc. Lasă-mă și pe mine. Sunt pe 5%. Și eu sunt pe 5%, la viață. Așa e off. E la chef, știu. Nu, asta e unul, asta e zero. Lasă-l dracu, așa, off. Cu a**a, filmăm, ce p**a mea ai? Bă, da, de mâncat ai mâncat? Da. Aici ne-am speriat așa un pic că Gami a făcut manevra asta neașteptată, a luat măsuța sub care erau microfoanele și a mutat-o pentru că trebuia să-și filmeze vlogul. Dar noi am continuat să încercăm să întârziem cât mai mult filmarea, ne-am apucat să comandăm de mâncare. Manevra? Bă, încă te-a cum 40 minute! Bă, mai puneți o dată să șterzi comandă. Zi-mi ingrediente, referent. Roșii, castraveți murați, ceapă, castraveți simpli, salat, ardei gras. Mai zi eu dacă nu am auzit. Terminam de filmat până acum. Ambele vloguri. Că și eu aștept să filmăm vlogul meu, după aia. E filmarea ta filmarea cu protocolul tău? Filmarea lui Gami, Gami pretește, da? Da! Păi da, am venit la filmarea ta, e filmarea ta! Ce aveți cu...
Hai să filmăm. Hai. Sau comandăm? Comandăm. Comandăm sau comandăm? Păi eu hai, mâna sus, cine vrea să comandăm? Vreau și eu sus. Și eu am mâncat, n-aș comanda neapărat. Ce se întâmplă? Mai ai ceva pe zi de scoțe asta? Bă, mi-a luat poaca papuci, bă! Bă, am venit să avem în casă, nu vezi papuci? Dar nu e papuci! Să-l dăm și frigider acum! Așa, uite, mă, Denis, pui apă în ăsta, pui înapoi aici. Așa. Iei cana cu apă caldă. Hai, mă, începem sau ce facem? Începem sau ce facem? Spuneți-mi și mie. Cum miroase de bunoiul ăsta, ești prost la cap? E vasă proteină. Dar vasă vanilie. Așa miroase vanilie. Hai, mă, filmăm sau cu bune, ce hai, facem? Hai tot. Hai dat rec o dată. Hai tot. Am și un bogul meu de filmat. Îmi vine și quick acum. Scuză un n-am. Bă, Shelly! Da! Bă, vezi cât fuge chiuveta. Cum să-mi fugă, mă, chiuveta? În timp ce Mădărin se prefăcea că-mi strică chiuveta, Mițu a aplicat încă o lovitură de excepție camerei. Și ne-am dus tot să vedem care era problema chiuvetei. Chiuveta n-avea nicio problemă, dar între timp Pedi a mai mutat din nou camera rugami. Se vedea deja că omul meu e pachet de nervi, mai avea foarte puțin până urma să explodeze. Hai să filmăm. Hai să filmăm, asta spun și eu, pe bune. Da, dar vezi mă că e mai înfășeni. Dar e mai două filme așa și... Hai mă, hai să... După ea să stric, eu nu mai să ating. Ce vrei? Îți vorbești la telefon. Pe mă. Acum a răspuns, stai că m-a sunat. O să mor eu, ai ăștia două lună în frigider. Unde ești, mă? Stai, hai! Da, mă! Dar ce-am zis, hai, de filmat! Vai de... Hai să mă, hai să mă, hai să mă! Gata, mă, bă, hai, că ar trebui să-și apa să ieși, e bun! Se plimbă prin carul, prin casă, ce să le fac? Închide calculatorul ăla, bă! Cine a apăsat, mă, cine a apăsat? Bă, mă, devine, ce mă, să mă... Haide să mă, dată, bă! Lasă-l mă să filmeze și el. De cine e Cristi Popovici? Bă, gata, mă, gata. Gata, mă, gata. Dar rău? Păi, să-mi bag dacă mai filmez ceva. Filmez, mă, eu. Filmez mine. Și atunci de ce ai pe toată ziua de azi? Păi, dar ai venit la crezi și zici că ți-ai pierdut toată ziua? Bă, ai, sunteți handicapați toți? Filmăm sau ce p***a, ne chinim de oară? Hai, dragă, că te p***a. De câte ori să vă spun? Filmăm sau nu, că așa mergem acasă și gata. Aveți probleme la cap? Nu vedeți p***a și nu puteți să filmăm nimic? Că vă certați cu p***a de proteină de 20 de minute, cu p***a. Dă o p***a de proteină. Hai să filmăm, p***a. Cine este un Vadim? Haide, mă, dă-i, mă, se pare că mai am vreun chef, să mai filmez ceva? Dă-i, mă, faceți glume și dă-i, nu mai filmez, că nu mai am chef, o să iasă vlogul prost. Haide, mă, gata, gata, mă, este vlogul prost. Ba, nu, este vlogul foarte bine. Trebuie să spun că vlogul a ieșit foarte bine. Vlogul relevez pe Cami toată ziua, a ieșit de-a dreptul mirobolat. Că ai tot mutat masa asta timp de jumătate și n-ai observat tot dezamprasul de sub ea. Băi, ce s-a enervat? Băi, dar cum s-a enervat? Băi, ați văzut la final, deci voia să ne omoare pe toți! L-am călcat pe săracul Gami pe nervi, bine rău de tot, alături de complicii mei care le mulțumesc de Teo, de Mițu, de... mai ales de Mădărin, fraților, pentru că Mădărin a fost complicere la farsa lui Gami, dar două zile mai târziu, Mădărin n-avea de unde să viseze că el era victima. Complicere s-a transformat în victimă, fraților, așa se întâmplă în vlogurile mele, nu uitați, Academia de Vlogging. Vedeți, apropo, că nu mai e aceeași reducere la Academia de Vlogging, dar în continuare e ceva reducere acolo, așa că dacă vreți să o luați, șeripul roșu, știți deja, hai să trecem la Mădălin. Mădălinule...
Mamă, stai cam obosit. Da. Păi nu te ține de microfon, ești cu capul. Uitați-vă la șelarul care pune un microfon de 10 milioane și se ține de 4.000 de euro. Așa, deci fii atent. Nu știu dacă ați observat, dragi prieteni, unde sunt camerele amprasate. Nu știu dacă observați pe prietena noastră acolo, avem care aici, o să ia pe Mădărin de sus. Acum schema la Mădărin e următoarea. Lui Mădărin i-a dat Dumnezeu voce și el iubește ca în piesele Five Gang să șetareze vocea, adică să cânte note înalte, linii melodice complexe. Nu-i place să cânte drept, nu-i place să cânte ca un rapper. Și el are deja gata partea lui din următoarea piesă Five Gang, cea cu Dorian. Voi sunteți pe val, dar eu sunt tsunami. Tsunami, tsunami. Sună foarte, foarte bine, însă asta e toată șmecheria, că noi i-am șters toată partea și i-am scris niște versuri absolut oribile. Eu știu că el urăște cel mai mult să aibă versuri în care își spune numere, să fie gen Mădărin, Mădărin, așa că i-am scris numai versuri de astea, vă dați seama. Când un poșet taican, 10.000 taican, ia fi asemenea. Da, 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 m-am băgat Dorin, două telefoane doar SIM. Patru cartele, ce vrei să schimb? Da, nu vă supărați, da să mor de... Deci am arătat... Oh, ești nebun, nu vreau să schimb. Fii atent, ascultă. Eu mai cu... Eu sunt Mădălin, nu sunt Mădălin. Toată lumea știe că-s Mădălin în Five Gang. Ok, schimbăm, dar eu nu zic în piesele Five Gang eu sunt Mădălin nici să mă în gură. De ce? Că nu vreau, nu mi se pare ok. Mădălin, Mădălin. Sim, doar sim, doar sim. Sunt băiat de la țară, din Siria. România. De ce mereu un p*** la mine mi se întâmplă să-mi dați niște c***uri de versuri, să-mi bag c***uri, Caterinca, man. Zic odată că eu sunt Mădălin, după aia Mădălin, Mădălin, pe bune. Mie îmi dă foarte prost, de când am intrat și am auzit Mădălin, am zis ce p*** asta. Păi nu, așa te cheamă. Hai să încearcă să o tragi, să vii. Ioi, nu, că după aia dați încearcă să o tragi și rămâne așa și nu-mi place, decât să fac ce nu-mi place, nu știu, mă. Salut, eu sunt Mădălin, asta o scoatem, da? Neapărat. Și sunt nici a doua Mădălin, 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 mi se pare problem. Când intru pe scenă, toți băieții zic amin, poți să zici. Amin, știi? Îți pare șmecherie. Când intru pe și scenă... Și faci în clip, așa. Că e funny, că explici din nou, că zici că bă, am două telefoane, doar simt că 2x2 4 cartere mă țin de rele. Bine că v-a plăcut. Intrate în instinct. Aia v-a plăcut de superbă, să-mi bap. Nu vă supărați, dar să mor de vă mint. Să fac bani mi-a intrat în instinct. Te rog eu din suflet. Hai să încercăm să o tragem. Nu-ți trag Mădălin, Mădălin. Bine, păi am schimbat aia cu Mădălin. Vrei să o schimbi și pe a doua? Că zici odată Mădălin. Acum e așa. Vreau să-mi zic numele. Ok, nu. Bine, mă. Bun. Deloc. Exact, zici așa. Doar gata, mă, ți-am schimbat. Hai să tragem așa. Cu alea repetitive. Nu știu, mă, vă rog din tot sufletul, hai să nu, mă, mie nu-mi plac cringe-urile. Așa de bine am decurs până acum, până la piesa asta. Nu îmi plac oamenii prin de venin. Wow. Deci nu mă așteptam să mă ies de cap în halul ăsta. Bă, nici nu mai, dar nu înțeleg, dar ce nu vi-o ok? Sunt prin de venin, e bombă. Dă-i așa, bă. Hai, frate, nu o să le trag cu niciun chef, adică ascultă-mă, măcar o dată ascultă-mă și tu pe mine că mi se pare cringe și nu vreau să cânt ceva ce-i cringe. Nu vreau, nu-mi place, nu mă simt în largul meu să cânt așa ceva. Dar frate, dar nici n-ai ascultat-o, a intrat și ai spus că nu-ți place. Păi gata, mă, stai că am schimbat-o. Nu, Mădălin, doar niciodată. Gata, m-am schimbat cu Mădălin, bă, dar nu mai ai nimic pe Mădălin pe piesă, dar uite, de ce suferi așa? Dacă nu, îmi place. Băiat de la țară, direct din Siria, yeah. Porsche Taycan, nimeni nu-mi ia feria, bombă. Direct din Siria, zici că e 80 rap. Păi nu, că erau din cartier, nu erau din Siria. Bă, dar ți-e greu să te pui la microfon să o tragi, frate? Hai, mă, că o să iasă bine, mă. Da, o să iasă bine. Sunt 20 de secunde în piesă. Pe voi oricum nu vă doare. Pe mine mă doare în p***. De ce? De ce? Adică, ți-e frică să încerci jocul noi? Asta mă enervează. Mi-aș p***. Ia. Stai că-ți dau cu WhatsApp. Dă-i alea, vește-le. Când intru pe scenă, toți băieții zic amin. Băiat fin, m-am băgat olin. Două telefoane... Cum era aici? E bine, e bine, e bine. Hai încă o dată. Două telefoane ce? Două telefoane... Doar sim. Adică patru cartere, adică, mă țin numai de rele. Nu suport să dau așa. Când intru... Stai un pic, în puii mei. Când intru pe scenă, toți băieții zic amin. Băiat fin, m-am băgat olin. Hai că bună, bă, e bună, e bună. Bă, cu aia, două telefoane, pac, pac, pac. Ce, fresh, p***, între timp, ce zic, bă, două telefoane? Bă, dar de ce juri atât de mult, de ce? Că nu suport ce m-ați dat aici, nu înghiți, dar încearcă să o înghiți până la final și vedem cum sună când putem să ascultăm toată stofa, să vedem dacă sună cu adevărat bine sau nu. Dual sim, adică
Adică patru cartele. Adică patru cartele. Adică mă țin patru... numai de rele. Așa te s-o adică patru cartele. Mă țin... Dual sim, adică patru cartele. Mă țin numai de rele. Bombă, asta e. Bombă. Sigur că nu vrei să zici mădărin, că ai tot cazul. Cel mai sigur. Din... Gami, de câte ori zice Gami s-a întors. Da, eu am înțeles, dar eu am fost obișnuit până acum în piese să o dau puțin mai diferit față de ce se întâmplă în piese. Și tot te-am lăsat pe sin. Păi nu, acolo schimbă cu mădărin. Nu-mi doresc să zic mădărin. Bă, ascultă-mă, bă, dar ai încredere o dată în mine, mă. Bă, de ce te enervezi? Hai, mă, să tragem, mă. De parcă nu mă știi cum e să-mi p***a mea, că nu-mi place ceva. Păi de ce trebuie să fii recalcitrant și așa? Vă zic pur și simplu, dacă nu-mi place și nu mă simt ok să trag așa ceva, de ce p***a mea mă chinuiți? Oh, Mădălin! Nu știu, nu... Ceva, nu, cum era, mă? Nu mere, p***a mea, creierul nu mere, că nu-i place, nu mere. Băia de la țară, de din Siria, o să apreceze că ești asumat. Mădălin să înlocuim cu ceva, că n-a treabă cu băia fin sau ceva. Mădi, băia fin. Yo. Nu știu, nu vrei să se audă nici mâni, nici dâni, nici nu vreau să aud Mădălin în neam, nu vreau să aud în piesa okay, asta un Mădălin. Mădi mi se pare ok. Nici, mai rău. Nu pot să înțeleg cum vă place asta pe lângă liniile alea mostri. Pe care erau try hard. Mie îmi dă crash la căier, nu mai înțeleg. Eu de azi n-am înțeles nimic. Trafic, vin la studio, altă piatră la mine în cap. Pur și taica, nimeni nu mi-a felia! Mădălin, nu-mi plac șerpii că sunt plin de venin. Oia de la țară, direct de la Siria. Pur și taica, nimeni nu-mi ia felia. Și pe calorex, șerii știe mersul. Ăsta când mă vă... Eu vreau ca ție să-ți placă stofele astea. Nu-mi plac, da, facem așa, ok. Dar așa nu-o duc, da, nu-o duc mai departe așa, să-mi va... Adică ce înseamnă să o duci mai departe? Nu-mi place, așa, nu știu ce dracu să zic. De-aia că trebuie să fii mai vulnerabil, adică tu ești nesigur pe tine, tu vrei să cânti doar cu vocea aia ta de cântat. Dar un artist complet, un artist volatil și poate să gânde pe orice chestii. Ce ești deprimat, mă, de ce ești așa deprimat? Nu-mi place, na, mai bine mă scoateți de pe piesă, să mă bată Dumnezeu, mai bine ies afară de pe piesă. Cum să-ți scoate mă de pe piesă? Faceți, Shelly, Gami, Dorian. Mie nu-mi place când cânti, nu-mi place cum cânti. Ok, nu o să cânt pe ele, p***a mea, dă. Eu credeam când am băgat pe cineva în Five Gang cu voce bună că o să-mi placă. Dar de fapt realizez că nu-mi place. Băi, Mădi, băi. Nu știu, mă, nu vreau să prindeți ură sau ceva pe mine, dar dacă ăsta-s eu în p***a mea și nu-mi place să fac asta. Șelari, eu zic să ne întoarcem la... Eu zic să ne întoarcem la vechile strofe, nu? Pentru că, băi, Mădărin, băi, ți-ai luat... N-ai mai văzut, băi, Mădărin, așa țeapă cum ți-ai luat-o astăzi, Mădărin. Ia uite. Să vă dau la p***e. Eu ia la un moment dat, dar tu nu l-auzeai că era în să vă dau la p***e. Nu mai da, numai că și așa trebuie să bipă editorul jumătate din conversație. Numai dacă nu mai înjurăm pe YouTube. Să-mi bag p***e. Nu mai înjura. Era să mă pun în genunchi să vă plâng, să vă zic. Nu trag așa ceva, scoate. Ai văzut finețea asta, Mădărine, de aici? Ia uite cum ai fost finest astăzi. Ai mai fost finest încă o zi. Încă o zi în care... Bă, deci dacă voi puneți mâna la mine pe spate... Ai transpirat tot. Bă, ești nebun la cap. Ăsta a fost vlogul, fraților. Nu uitați, dacă încă n-ați făcut-o, să zdrobiți butonul ăla de like. Dacă vreți să învățați toate secretele vloggingului și al industriei din România, din jurul vloggingului, Academia de Vlogging este acum la reducere pe primul link din descriere și ca întotdeauna, fraților, dar de orice acest vlog este aproape fumat, îmi cer scuze la domnul Gami și la domnul Mădărin, da? Îmi cer scuze la domnul Nicoreș de Gang, da? Cum ar spune domnul Spartacus, dacă știți pe domnul Spartacus. Dați-i un pumn acelui buton de like, dați-i un share pe story pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, dați un subscribe. Eu m-am dus. Pa!